Ai nevoie de mângâiere, încurajare, bucurie, salvare, pace? Ascultă! E un mesaj pentru tine, un mesaj pentru inima ta, un mesaj ce viața îți poate schimba. E un mesaj pentru suflet. Thank you.
să aibă viață veșnică. Oameni buni, apropiem de sărbătoarea nașterii Domnului și întreg această perioadă despre El este vorba, despre Iisus care a venit în lume să ne salveze. Haideți, anul acesta, să nu mai lăsăm ca nimic să ne atragă atenția de la sărbătoritul acestei sărbători și toată privirea noastră să fie îndreptată spre El. Vreau să salut primăria orașului Lupeni, conducerea primăriei, pe domnul primar, răzmeriță Dumnezeu să vă vină pe Dumnezeu, și pe domnul viceprimar, Iacob Mesaroș, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă mulțumim pentru această oportunitate de a putea să colaborăm împreună și de a fi în condiții așa de bune aici, în Palatul Cultural de la Lupeni. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dragii mei, vreau să mai rămânem câteva minute în sărbătoarea aceasta. De fapt, noi acum suntem la început și facem pregătirile pentru marea sărbătoare care va fi peste o săptămână. Dar tinerii deja ne-au introdus cu cântările lor în această atmosferă de sărbătoare și ne bucurăm să putem să fim împreună și cu inima plină de bucurie. Să zicem din toată inima, slăvit să fie numele Domnului. Aș vrea să vă rog să vă ridicați pe picioare, vreau să citesc un cuvânt din Scriptură, vă și relaxați puțin și apoi vom ocupa locurile și câteva gânduri din această carte sfântă, din Scriptură, din Biblie, din Cartea lui Dumnezeu. Citesc un cuvânt din Scriptură care se află scris în Evanghelia după Luca, în capitolul 1, de la versetul 26, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. În luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și i-a zis, plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea. Maria se întreba singură, ce putea să însemne urarea aceasta? Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie a tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria
A zis îngerului, cum se face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să reocupați locul. Dragii mei, apreciez interesul dumneavoastră de a fi în ziua de astăzi aici, în locul acesta minunat și cred că Dumnezeu este Cel care ne călăuzește și are totdeauna să ne spună ceva. Înainte de a avea un mesaj pentru dumneavoastră care va fi referitor la ce înțelegem din sărbătoarea Crăciunului sau ce înțelegem mai clar și mai corect din sărbătoarea nașterii Domnului Iisus, aș vrea să vă vorbesc despre această carte sfântă, Biblia, Sfânta Scriptură, care este o carte specială. Dumneavoastră aveți această carte în casele dumneavoastră, în bibliotecă. Aș vrea să vă determin să o citiți. Ceea ce vreau să vă spun acum este tocmai în sensul acesta, a vă determina să o citiți. Această carte specială, care este Cartea lui Dumnezeu, de fapt Biblia, care cuprinde 66 de cărți. Această carte pe care eu o citesc din copilărie și încă nu m-am săturat și încă n-am terminat să o citesc, vreau să vă spun că este o carte divină, Cartea lui Dumnezeu, care a fost scrisă într-un interval de 1500 de ani. A fost scrisă în trei limbi, în limba ebraică, în limba aramaică și în limba greacă. Această carte, care a fost scrisă de 40 de scriitori, aproximativ. Scriitori care au trăit în medii diferite, medii sociale diferite, nivele de cultură diferite, chiar zone geografice diferite, pentru că ea a fost scrisă pe trei continente, în continentul Africii, Asiei și Europa. Această carte care dumneavoastră aveți acasă și aș vrea să nu mai neglijați să o citiți, scrisă de 40 de autori, cum vă spuneam, au fost împărați care au scris aici. Au fost miniștri care au scris cartea aceasta. Au fost medici care au scris în cartea aceasta. Au fost culegători de smochine. Au fost pescari care au scris aici. Deși au trăit în decursul a 1500 de ani, s-a scris această carte, generații diferite, ea nu se contrazice. Nu se contrazice. De ce oare nu se contrazice această carte? Știți de ce nu se contrazice? Pentru că autorul care, de fapt, susține și el este cel care a inspirat acești scriitori să scrie cartea aceasta, este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. De aceea, cartea aceasta este atât de valoroasă. Ea este tradusă și nicio carte din lumea asta nu a fost tradusă mai mult decât Biblia. Am fost peste ocean. Am fost în America de Sud, am fost în America de Nord, am fost în țările din Europa. Peste tot, oamenii sunt cei care sunt interesați de Cuvântul lui Dumnezeu. Acolo unde nu a ajuns încă Biblia, se fac eforturi să se traducă această carte. De ce? Pentru că în ea, în această carte, noi găsim cuvintele vieții veșnice. Toată cartea aceasta ne se adresează nouă. Dacă vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, trebuie să citim cartea aceasta. Dumnezeu a ales să se descopere omului prin cuvântul scris. Prin cuvântul transmis oral.
Dumnezeu a ales ca să ne vorbească nouă și s-a descoperit pe sine însuși prin cuvânt. Dacă vreți, această carte împarte istoria în două. Pentru că și cartea aceasta este formată din două părți, Vechiul Testament și Noul Testament. Și la mijloc, între cele două, pentru că Vechiul Testament acoperă o perioadă de aproximativ 4.000 de ani, iar Noul Testament, care începe cu nașterea Domnului Iisus Hristos, despre care o să vorbim, împarte istoria în două. Știți că în istorie spunem înaintea erei noastre, istoricii spun asta, și în era noastră. Dar știți cum se spune mai corect? Înainte de Hristos și după Hristos. Pentru că la nașterea lui Iisus Hristos, când a venit în lumea noastră, istoria s-a împărțit în două. Și noi astăzi suntem în era în care Iisus Hristos, cu aproximativ 2000 de ani, Dumnezeu din cer a hotărât să-L trimită pe Iisus Hristos, Fiul Lui, în lumea noastră, ca noi să cunoaștem adevărul, ca noi să cunoaștem voia Lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă n-am avea Biblia, fiecare am putea să avem Dumnezeul nostru. Fiecare am putea să ne alegem și, eu știu, orice din lumea asta, cum fac alții care nu-L cunosc pe Dumnezeu, și să spună că soarele este Dumnezeul lui. Dar vreau să vă spun că cartea aceasta este cartea lui Dumnezeu care îl revelează pe Dumnezeu cel adevărat. Revelează pe Iisus Hristos, Fiul Lui, și îl revelează pe Duhul Sfânt, a treia persoană din Trinitatea Dumnezeirii. Vreau să vă spun că sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, sărbătoarea Crăciunului, cum este popular, este o sărbătoare care schimbă cursul istoriei. Pentru că noi trebuie să înțelegem ceva din sărbătoarea asta. Și vedeți, ați cunoscut și dumneavoastră, sunt oameni care nu sunt interesați. Și dacă îi întreb ce sărbătorim la sărbătoarea Crăciunului, din păcate, unii nu știu ce sărbătorim. Nu vreau să spun ce spun ei. Dar aș vrea să înțelegem astăzi, în această zi specială, în care Dumnezeu a hărăzit acest timp binecuvântat, în care să putem să stăm cu Sfânta Scriptură în fața noastră și să înțelegem câteva lucruri. Și acum, primul lucru pe care aș vrea să-l înțelegem din sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, este că noi trebuie să înțelegem natura și calitatea lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem natura și calitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este ființa absolută, infinită și eternă. Și în mod special, ea, prin excelență, dacă vreți, este sfântă. Dumnezeu este infinit, etern și prin excelență sfânt. Dumnezeu este sfânt și urăște păcatul. Atenție! Nimic întinat și spurcat, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu intră acolo unde e Dumnezeu. Nu. Pentru că Dumnezeu își conservă sfințenia Lui fără a putea oricare om sau oricine din universul ăsta să-i infecteze sfințenia Lui. El și-o conservă. Apoi, Dumnezeu nu se asociază niciodată cu un om murdar, cu un om care păcătuiește și care în mod voit repetă și practică păcatul. Nu se asociază Dumnezeu cu astfel de oameni pentru a face cu ei ceva. O să puteți observa că și Dumnezeu în planul Lui de mântuire a ales pe Fecioara Maria. De ce a ales-o pe Fecioara Maria? Știți de ce? Pentru că era o fecioară neprihănită. Știți ce înseamnă neprihănit? Fără păcat.
Ea s-a silit să nu păcătuiască cât a ținut de ea. Și Dumnezeu apreciază strădania noastră de a fi sfinți, de a fi neprihăniți, de a nu păcătui. Apoi, după ce am înțeles natura și calitatea lui Dumnezeu, că Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu nu se asociază cu păcatul, Dumnezeu urăște păcatul, dar iubește păcătosul, pentru că oamenii, chiar dacă ei sunt păcătoși, sunt creatura lui Dumnezeu și o să vedem ce s-a întâmplat în istorie. Ei, Dumnezeu ne iubește așa cum suntem, dar nu iubește păcatele noastre, pentru că El este sfânt. În al doilea rând, sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos în lumea noastră ne face să înțelegem natura și calitatea oamenilor. Dumnezeu l-a creat pe om în grădina Edenului. Cum l-a creat? Sfânt. Dumnezeu l-a creat într-un context sfânt, într-o grădină unde nu era păcat. Omul, instigat de diavolul, neascultând de porunca lui Dumnezeu, a ajuns să păcătuiască, a ajuns în păcat și ca dovadă, ca consecință a neascultării, ce s-a întâmplat cu omul? A fost scos afară din grădina Edenului. Vedem că această neascultare, acest păcat, de fapt, că neascultarea de Dumnezeu este păcat, l-a scos pe om din grădina Edenului și l-a dus afară. E, natura și calitatea omului, în inițial, a fost sfântă. Datorită neascultării, el a suportat consecințele și omul, datorită neascultării de Dumnezeu, este păcătos. E, planul lui Dumnezeu, că de aceea l-a trimis Dumnezeu pe Iisus Hristos, să răscumpere pe om din starea de păcat datorită neascultării primului Adam și a Evei, a primei perechi din grădina Edenului. Haideți să mergem mai departe și să vedem un alt aspect, ce trebuie să înțelegem noi din sărbătoarea nașterii Domnului Iisus. În al treilea rând, noi trebuie să înțelegem natura și calitatea, ceea ce oferă Dumnezeu și ceea ce oferim noi. Vedeți dumneavoastră, vrând nevrând, suntem puși în anumite situații, în așa situații în care trebuie să dăruim. Fiecare dă, și un proverb spune, fiecare dă ce are. Acum, când e vorba de a dărui, privind la calitatea lui Dumnezeu și la natura lui, Dumnezeu a dat ce a avut mai scump. Ce a avut mai scump? Pe cine? Pe Iisus Hristos, Fiul Lui. Dumnezeu a dat ce a avut mai scump. Acum, dragii mei, când e vorba să dăruim noi, de regulă, tentați suntem să dăm ce nu ne trebuie. Haina asta nu mai e bună, o dau la altul. Las că lui e bună. Dragii mei, Dumnezeu n-a făcut așa. Dumnezeu a dat ce a avut mai scump, pe Iisus Hristos. Dragii mei, la momentul sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos, cu 2000 de ani în urmă, noi ne aducem amintea de faptul că Iisus Hristos a dat cel mai mare dar omenirii, pe Iisus Hristos, Fiul Lui, să vină în lumea noastră. S-a dezbrăcat de slava cerească, a luat chip de om, făcându-se asemenea oamenilor. A trăit 33 de ani și jumătate pe pământul acesta, fără să păcătuiască, a făcut numai bine. Și Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lumea noastră ca să ne mântuiască, haideți să vedem, asta a fost odată Dumnezeu, dar haideți să vedem ce a dat oamenii. Și când sărbătorim sărbătoarea Paștelui, noi vedem ce a dat oamenii. Știți ce a dat oamenii lui Dumnezeu? I-a dat cruce, cunun de spini, piroane în mâini și în picioare, batjocură, l-au scuipat în față. Asta au dat oamenii. Dumnezeu a dat ce a avut mai scump, pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, care a lăsat slava cerului și a venit la noi. Și știți de ce a venit? Să ne mântuiască.
să ne ierte de păcate, să ne spere de păcatele noastre. Iar noi, când a venit darul lui Dumnezeu, am dat și noi ceva. Am dat și noi ceva. I-am dat palme, înjurături, cruce, piroane, chin. Nu-i așa? Fiecare dă ce are. Dragii mei, cu toate acestea, Dumnezeu este Cel care este interesat de sufletul nostru. Cea mai mare valoare a unui om nu sunt bogățiile. Nu-i casa pe care o aveți. Nu-i mașina pe care o conduceți. Cea mai mare valoare a dumneavoastră este sufletul. Pentru că el nu se termină odată cu trupul acesta care se pune în mormânt. Nu. Sufletul trăiește veșnic. Pentru că Biblia spune că Dumnezeu ne-a creat, cum? După chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Eram la seminar zilele trecute și le spuneam la cursanți că Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Și uneori mă întrebau și de data aceasta le-am răspuns fără să mă întrebe, cum ne-a creat Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui? Că auzim de multe ori, ni se spune, Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Cum? Știți cum? În primul rând, după chipul lui Dumnezeu, Dumnezeu este Trinitate. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. După chipul Lui. Știți cum suntem noi? Trinitate. Trinitate. Duh, suflet și trup. Sunt trei entități care fac parte din personalitatea fiecărui om. Indiferent cât este el de învățat, de școlit sau de, eu știu, fără școală. Indiferent cât e de bogat sau de sărac, noi suntem la fel. Creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Apoi, ne asemănăm cu Dumnezeu pentru că Dumnezeu că l-a creat pe om, a zis, uite, tot ceea ce am creat, îți pun sub stăpânirea ta. Stăpânește, da? Lucrează pământul și stăpânește. I-a dat Dumnezeu autoritate omului. Și omul poate să facă ce vrea. Poate să facă ce vrea. Are liber arbitru. Poate să-L înjure pe Dumnezeu. Ați auzit oameni care înjură pe Dumnezeu? O, câți? Cât să-L înjure pe Dumnezeu? Și ce vină are Dumnezeu? A dat Dumnezeu libertatea omului să facă ce vrea. În schimb, i-a spus Dumnezeu, omule, îți pun înaintea ta binele și rău, moartea și viața. Alege viața ca să trăiești. E, de câte ori omul nu alege viața? Dar este, sau va suporta consecințele. În al treilea rând, când vorbim despre Trinitate, Dumnezeu ne-a făcut oameni cu demnitate. Cu demnitate. Vedeți, de asta, orice făptură pe pământul ăsta, nici una nu merge ca și omul cu coloana vertebrală pe verticală. De regulă, animalele sunt cu coloana vertebrală paralelă cu pământul. Sau poate puțin înclinat. Dar singura creatură pe pământul ăsta, care merge cu coloana vertebrală pe verticală, este omul. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a creat cu demnitate. Dragii mei, doamnelor și domnilor, când vezi un om, cât ar fi el de școlit, de învățat sau de bogat, dar dacă îl vezi că băutura l-a dus în șanț, nu-i așa? Că nu mai are demnitate? Nu mai are demnitate? De ce nu mai are demnitate? Pentru că nu și-a păstrat-o. Pentru că Dumnezeu ne-a dat demnitate. Trebuie să ne păstrăm demnitatea. Și zic Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apoi, un al patrulea lucru care noi trebuie să înțelegem din sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos este natura și calitatea ascultării. Ce mult face să fii un om ascultător, să fii un om înțelept, să asculți. Pentru că de ascultare depinde eternitatea. Vreau să vă spun că atunci când ne gândim la primul Adam din grădina Edenului, Adam
datorită neascultării de Dumnezeu, sigur implicit și Eva, ei au pierdut raiul și au ajuns în groapă. Au ajuns în groapă. De aceea oamenii toți mor, pentru că Domnul Dumnezeu, când Adam a păcătuit, sau înainte de a păcătui, a spus să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului. De ce? Că în clipa în care vei mânca, ce se va întâmpla? Vei muri. Și va spune cineva, păi nu a murit. Ba da, a murit. Ce înseamnă moarte? Ce înseamnă moarte? Moarte înseamnă despărțire. Dacă o luăm acum, un om care moare astăzi, da? Sufletul se duce și Duhul la Dumnezeu care l-a dat, iar trupul acesta de carne, care e pământ, se duce în țărână. Pentru că așa a spus Dumnezeu. Despărțire. Când Adamul Edenic, cel din grădina Edenului, n-a ascultat, prima creatură făcută de Dumnezeu, n-a ascultat de porunca lui Dumnezeu, ce s-a întâmplat? S-a despărțit de Dumnezeu. Dumnezeu l-a dat afară din grădina Edenului. Ei, dragii mei, a venit al doilea Adam, așa numește Scriptura, pe Iisus Hristos, trimisul cerului, a venit în lumea noastră și el a ascultat, ascultat de Dumnezeu Tatăl. Și pentru că a ascultat de Dumnezeu Tatăl, el a finalizat în glorie. Știți că Domnul Iisus Hristos, după ce a ascultat de porunca Tatălui și a zis, vin să fac nu voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis, adică lui Dumnezeu. Și după ce a făcut trei ani și jumătate, a învățat pe ucenici, după ce a trăit 33 de ani și jumătate, oamenii l-au omorât, l-au pus pe cruci. El a spus înainte de a fi crucificat, a treia zi voi învia. Și așa a fost. A înviat a treia zi. Și Biblia ne spune că ucenicii martori oculari l-au văzut când s-a înălțat la cer și un nor l-a scuns din ochii lor. De fapt, Iisus Hristos este personalitatea centrală a Sfintelor Scripturii. Nu există ceva mai important în cartea aceasta decât să-L cunoaștem pe Iisus Hristos, care El spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Slăvit să fie numele Domnului. Ascultarea este condiția rămânerii în glorie. Dacă vrem să rămânem lângă Dumnezeu, avem o singură condiție pe care trebuie să o îndeplinim. Să ascultăm de El. Dragii mei, acum vă întreb. Vi se pare normal să trăiești o viață pe pământul ăsta și să faci ce vrei? Să nu te intereseze de Dumnezeu și de voia Lui? Și la sfârșit, să ai pretenția să te duci cu El în glorie? Nu-L cunoști pe Dumnezeu. Ai auzit doar vorbindu-se despre El. Nu L-ai slujit pe Dumnezeu. Ai putea să ai pretenția asta? Da, ai putea să o ai. Poți să o ai. Dar vă întreb eu, vi se pare logic? Pentru că și Dumnezeu este bun. E drept. Dumnezeu e bun. Nimeni nu este mai bun decât Dumnezeu. Dar nu uitați. Dumnezeu este și drept. E și drept. Și atunci când Domnul zice, nu te vreau, Doamne. Nu vreau. Fac ce vreau cu viața mea. Ce zice Dumnezeu? Se uită la noi și plânge. Zice, pare rău. Tu nu știi ce vrei. Tu nu știi ce vrei. Eu sunt creatorul tău. Te-am creat. Eu știu cum îți merge. Cum este bine. Eu știu cum ți este bine. Pentru că te-am creat și ai nevoie de ceva. Ceva care nu poți să-ți umpli golul ăla sufletesc. Poți să ai orice. Poți să mănânci ce vrei. Poți să bei orice. Poți să, eu știu, să alegi orice din lumea asta. Nu-ți umple golul ăla sufletesc cu nimic. Spunea cineva că fiecare dintre noi avem un gol de forma lui Dumnezeu. Ăla nu poți umplea cu nimic. Deci trebuie să avem pe Dumnezeu în inima noastră. Și atunci suntem cei mai fericiți. Și nu numai aici. Fericirea continuă dincolo. Atunci când închidem ochii aici și continuăm dincolo în eternitate. Dragii mei, ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun este al cincelea lucru pe care trebuie să-l înțelegem la sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Și anume, natura și calitatea deciziilor.
natura și calitatea deciziilor. Și acum aș vrea să le iau un exemplu practic. Vedeți, dumneavoastră, noi suntem astăzi expresia deciziilor de ieri. Să fiu mai concret. Vedeți, dumneavoastră, palatul ăsta ce frumos e. Da? Știți ce este, de fapt, ăsta acum? Știți ce este? Rezultatul deciziilor domnilor de la primărie, care au decis cândva să renovăm această clădire, să fie frumoasă. Nu-i așa? Domnilor, ce ziceți? Așa este. Deci, este rezultatul deciziilor de ieri. Dragii mei, Maria decide să asculte de Dumnezeu în ciuda neînțelegerii ei logice. Da? Ea spune, roaba Domnului, facă-mi-se după cuvântul tău. Vine îngerul la ea și spune, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Și zice, se gândea Maria, ce vrea să spună cu asta? Binecuvântată ești tu între femei. Ce vrea să spună îngerul ăsta? Vei rămâne însărcinată. Cum? Însărcinată? Păi eu nu știu de bărbat. Eu nu știu de bărbat. Nu contează. Duhul Sfânt te va umbri și vei naște un fiu și vei pune numele Iisus. Aici e minunea. Vedeți? Aici e minunea. Dumnezeu, ca să răscumpere omenirea, face o minune. O minune care nu se mai repetă. E singura dată în istorie. A fost, este și nu, cred, nu va mai fi. Da? Rămâne o singură minune când o fecioară naște. Fecioara Maria. Da? Scopul lui Dumnezeu este, a fost ca dumnezeirea să... Infinit. Dumnezeul infinit și etern. Dumnezeul transcendent să fie Dumnezeul și imanent. Termeni teologici. Da? Imanent. Cât e Dumnezeu de mare? Infinit. Nu se poate cuprinde. Cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde pe Dumnezeu. Pentru că El este transcendent, El este dincolo de imaginația noastră, dincolo de tot ceea ce este universul ăsta. Dar în același timp, Dumnezeu este și imanent. El poate să intre în lăuntrul nostru. În lăuntrul nostru. Poți să-L ai pe Dumnezeu în inima ta. Atât cât este El de mare, poți să-L ai în inima ta. Vreau să spun că și Dumnezeul acesta mare a ales să se întrupeze în Fecioara Maria. Da? Să fie acolo și să se nască de acolo pruncul Iisus. Pruncul Iisus, care dacă citiți Biblia, și nu vă mai spun mai mult, citiți dumneavoastră, o să vedeți ce spune Scriptura despre El. Ce a făcut El. Cât de mult a iubit, cât de mult bine a făcut Domnul Iisus Hristos. Deci, Maria decide, în ciuda înțelegerii ei, să asculte de Dumnezeu și să zică facă-mi-se după porunca Domnului. Haideți să vedem un al doilea personaj. Iosif decide să accepte planul lui Dumnezeu pentru logodnica lui, în ciuda neînțelegerii lui și pentru că Iosif a fost o problemă. Iosif când a auzit că este însărcinată logodnica lui, a zis că s-a gândit să o lase pe ascuns. Ce bun simț! Ce bun simți la acest om al lui Dumnezeu. Nu a făcut scandal. Păi, tu cum? Nu a făcut, nu. O las de ascuns. Dar Dumnezeu, care e atât de înțelept, mă uimește Dumnezeu. De fiecare dată. Se coboară în vis la Iosif. Și spune, Iosife, să nu o lași pe Maria. Să iei la tine. Ea este, va naște un fiu, pentru că este zămislit de la Duhul Sfânt. Să nu faci asta, Iosif. Și Iosif ascultă. Decide Iosif. Ce decide Iosif? Să asculte. Și o ia pe Maria alături de el, deși nu o cunoștea, spune Scriptura, că nu a cunoscut-o pe Maria. Adică nu a avut o relație cu Maria doar după ce s-a născut Domnul Iisus. Al treilea tip de personaje, păstorii. Păstorii decid să-și părăsească turmele după ce îngerul
îngerii au venit și au spus: vă aduc o veste bună, astăzi în cetatea lui David s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Este la Betleem. Ce-au făcut păstorii? Au lăsat turmele și s-au dus la graj acolo și s-au plecat în fața pruncului, s-au întors înapoi și nu mai puteau de bucurie, cântau. Ei, au decis păstorii să-și lese turmele lor și să meargă să vadă pruncul. Dragii mei, dar avem și pe Irod, împăratul de pe vremea aceea, care în inima lui perfidă, după ce magii au venit și i-au spus că s-a născut un mântuitor, că au văzut steaua răsărit, ce-a zis Irod? Mergeți, dați-mi și mie de știre, să mă duc și eu să mă închin. Fals, mințea Irod. S-au dus magii, l-au găsit pe prunc, au lăsat darurile lor, dar tot Dumnezeu, în vis, le spune magilor să plece pe un alt drum, să nu mai meargă pe la Irod. Când se vede Irod înșelat, ce decizie ia Irod? Știi ce decizie și ia? Omoară mii de copii. Trimite soldații cu sabia să omoare toți copiii până la 2 ani. Vă dați seama? Ce decizie? Ce decizie? Dragii mei, noi suntem oameni care trăim pe pământul acesta, dar suntem muritori. Am venit, trăim acum, nu se știe cât, murim și plecăm. S-ar putea să fie ăsta ultimul Crăciun pe care să-l bătorești. S-ar putea să fie ultim. Ce credeți că fata aceea care era pe peron, acolo la metrou, s-a gândit că nu apucă Crăciunul? Nu s-a gândit. Viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Deciziile care le luăm în dreptul sufletului nostru ne aparțin. Dar în urma deciziilor pe care le luăm, rămân consecințele. Bune sau rele. Totul depinde de decizia pe care o luăm. Astăzi, după ce Dumnezeu ne-a vorbit, prin colinzile care s-au cântat, prin tinerii minunați care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu, prin domnii de la primărie care ne-au pus la dispoziție acest local minunat, prin cuvântul Evangheliei care Dumnezeu v-a vorbit astăzi, rămâne să luați o decizie. Îl vreți pe Dumnezeu în inima dumneavoastră? Dacă îl vreți, nu-i suficient doar să vrei. Nu-i suficient doar să vrei. Trebuie să și-l asculți, nu? Dacă cineva ar zice, vreau să mă căsătoresc cu tine, e suficient doar să vrei, trebuie să mai facă ceva, nu? Trebuie să facă un legământ, trebuie să se dedice. Ei, vă chem acum la sărbătorile acestea pline de bucurie, de altfel, care ne aducem aminte de dragostea, de bunătatea, de iubirea lui Dumnezeu pentru noi oamenii. A dat Dumnezeu ce a avut mai scump. Oare ce îi dăm noi? Vă chem să-i dați inima. Nu vă cere Dumnezeu altceva. Tot ce aveți, vă dat El. Dar în mod special, inima și viața pe care El v-a dat-o, Dumnezeu vrea să o închinăm Lui. Haideți așa cum se spunea, și să ne închinăm Lui, pruncului. De altfel, pruncul a fost. El este Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos Domnul. Dragii mei, vă mulțumesc pentru toată atenția. Ceea ce doresc la aceste sărbători este Dumnezeu să vă dea multă bucurie, multă pace, fericire în casele dumneavoastră, în familiile dumneavoastră. Dar nu uitați, deciziile pe care le luăm astăzi, consecințele lor vor fi în viitor. Facă Dumnezeu să vadă decizia cea mai bună. Să-L căutați pe Dumnezeu din toată inima. Și Dumnezeu să vă dea pace, bucurie și mai mult decât orice, să vă dea mântuirea sufletului dumneavoastră. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Un înger din cer,
să nu vă temeți, azi în ieslea din mătrăie, cel din vecii a luat chin de om, s-a născut și-a fost de început, din iubire la noi a venit, venința sa este să ne închinăm, inima lunga să vină, s-a născut și-a fost de început, din iubire la noi a venit, venința sa este să ne închinăm, inima lunga să vină. Găsind pe Iisus, un prunc înfășat și culcat într-o iesle, s-au închinat și-au mărturisit ce le-a spus îngerul despre Iisus. S-a născut cel fără de început, din iubire la noi a venit, venința sa iesle să ne închinăm, inima lunga să vină. S-a născut cel fără de început, din iubire la noi a venit, venința sa iesle să ne închinăm, inima lunga să vină. Să-i cântăm slavă
slavă Cel Sfânt, pruncului să ne chinăm. Pace fie pe pământ, acolo când este jos, s-a născut Iisus Hristos, slavă ție Dumnezeu. S-a născut Iisus Hristos, Înger cântă sus în cer, s-a născut Emanuel. Amin. N-am știut că în noaptea aceea rece, la Betleem, în iesle lângă voi, plângând în fric, ni se năștea un rege din cerul slavei coborând la noi. Ni te vestiseră de mult bătrânii și în visul lor profeții te-au văzut. Te așteptau și robii și stăpânii, dar ai venit și nu te-au cunoscut. De atâtea ori cu glasuri legănate, profeții ne citeau din sulul scris, iar noi stăteam cu suflete furate de dorul lui Mesia cel promis. Dar cine ar fi putut cunoaște atunci, căci tu, Mesia, profeții din viac, vei coborî smerit și te vei naște ca cel mai slab din oameni și sărac. Credeam că cerul în fulgere aprinse ne va orbi cu ochii tăi de jar, când colo tu te naști în paie, în iesle, la bâlbâitul unui felinar. Palate erau și atunci prea multe, puteai găsi un miere în pat curat, dar ai lăsat șobanii să-ți asculte duiosul plâns, copile minunat. Tu, creatorul lumilor de astre, pe paie, Doamne, s-a ajuns să stai, uitat de noi în casele noastre și nici măcar un pat să n-ai. Dar azi, când casele sunt pline, când toți trăiesc în bogății, se mai gândește cineva la tine, copile sfânt, căci iarăși ai să vii. O, cum să nu, Iisuse, ea privește, palate te așteaptă luminos, și împodobită lumea îți pregătește Crăciun în cinstea ta gătit frumos. Ți-au scos afară, lângă poartă, cumva pe aici, iarăși ai să treci. O, iesle, ca să împarți aceeași soartă, în staul, Doamne, să te naști, în paie regi. Amin. Sus sala plecat, în semn de mare prețuire.
Calvaria, tu-ți iertare, lumii moarte în păcat, e prezent la sărbătoare.